Salutare! De data asta filmez cu telefonul, bine, și cu camera de piept. Vreau să văd cum merge cu cadrele astea din afară. Un șarpe care, săracul, cred că mai bine se chinuie degeaba. Ar trebui să-l dau la pești, să-l mănânce știucile, că e mort. Nu e mort, dar nu mai are mult. Mamă, ce bine arată locul ăsta aici, dar cred că e foarte pescuit. Sper să se vadă bine pe camera fixă. Sigur nu se vede cât de frumos e, adică se surprinde cu adevărat cât e de fain aici, dar sper că parțial măcar se vede. Incredibil cât de bine arată locul ăsta. Trebuie să prind ceva aici. Ai prins? Wow, da! Prinsem eu un clean. Eu n-am prins nimic. Hai să vedem ce prind, ce clean a prins. Îl măsurăm. E mare? Wow! Bine, e cel mai mare al meu. Super tare! Mă duc mai încolo, tot în zona asta. Mă așteptam ca până acum să luăm ceva, văd că merge greu de tot. E și cald, e și foarte... Se simte greoaie partea asta, nu știu. Bă, ce ciudă mică nu mi-a lăsat aia de clean. Acum îmi pare și mai rău. Ai înaintaj de floc carbon? Da. Îmi dai și mie? Da. O bucată? Că eu momentan dau cu strună din aia groasă de tot. Și rotativă. Mama, am dat peste tot pe aici, nimic n-a vrut. Cred că aici merge o rotativă. O să dăm mai întâi direct cu woblerul.
Oh, da. Mamă, cum arată locul ăsta? Dacă nici aici nu prind, nu știu dacă mai prind undeva. Mergem? Pește! Nu pot să cred! Foarte mic, dar nu contează. Ha? Deci toată ziua m-am luptat pentru asta. Mamă, cred că nu m-am mai bucurat să prind un pește. M-am bucurat mai tare de știu că asta mică decât de una de un kil. Primul pește și probabil ultimul. Cat. Succes! Yes! Ce zi! Și ziua se încheie aici. Am reușit să prind o mârliță în 3 ore și ceva. M-am chinuit o grămadă, o grămadă de locuri bune, dar n-am vrut nici cum. N-am reușit să prind. Chiar trebuie să plecăm, că deja a început să se întunece. Mersi de vizionare, nu uitați să vă abonați și ne vedem data viitoare. Mamă, ce lumină e afară din pădure! Cinci minute cred că mai ține lumina și gata.